Bine v-am regăsit! Astăzi vedem diagrama propusă de Radu Flărariu în ediția trecută, fiind vorba despre o diagramă de mat în trei mutări. Par puține, dar de fapt trebuie să găsim mutarea albului pentru care la orice răspuns al negrului avem o mutare pentru care la orice răspuns avem un mat. Așadar, nu este chiar atât de simplu, dar în acest caz, negrul având doar regele, nu are foarte multe variante de apărare. Și diagrama este spectaculoasă, vom vedea, presupune chiar două transformări din cele trei mutări. În poziția inițială, dacă am încercat să transformăm damă, ar fi chiar o gafă. G8 damă ar duce poziția într-o poziție de pat. Regele are câmpul F7 ca unic câmp pe care poate să joace, iar după înaintarea pionului nu ar mai avea nici măcar acel câmp la dispoziție. Așadar, ne dăm seama cu ușurință că este vorba despre o transformare minoră și mutarea era G8 cal. Felicitări celor care au găsit-o! Astfel încât să-i permitem negrului să joace totuși în F7. Iar acum să avem cal H6 cu șah. Suntem deja la a doua mutare, ceea ce înseamnă că, indiferent ce va răspunde negrul, ar trebui să avem un mat la următoarea. Se vede cu ușurință că la rege E8 avem F7 mat. Nu are unde să joace, câmpul D7 este controlat de calul nostru, pionul este apărat de nebun și nebunul de pion în același timp. Așadar, aceasta este prima variantă de mat. Iar dacă negrul alege să nu se întoarcă de unde a plecat, ci să captureze acest pion, după cal H6 șah poate să captureze, el nu este apărat de nimeni, pionul acesta înaintează, atunci urmează matul cu adevărat spectaculos și anume transformarea unui al treilea cal, E8 cal. Și este un mat foarte interesant în care nu există nicio piesă în jurul regelui negru și cu toate acestea nu are niciun câmp pe care să poată juca. Se observă cum toate câmpurile din jurul regelui sunt controlate de câte un cal. În acest caz este șah și de la nebun. Câmpul E5 este controlat de regele nostru, așadar E8 și mat la cea de-a treia mutare. Vă aștept și data viitoare cu altă diagramă la fel de interesantă.